Cam asta e când stai și te ascunzi și vrei de fapt să pari ceea ce nu ești, iar când vin toate tăvăluc, începi să reacționezi și de fapt să arăți așa cum ești tu în realitate. Eu, sincer, am văzut o miruna care a spus că face pipi pe un om care de fapt nu-i spunea decât adevărul, că până la urmă ce i-a reproșat Paul, că și-a șters toate lucrurile din telefon și că a lăsat acea notiță și că nu este, că nu e reală, gen în fața lui Cosmin. Faptul că o acuz pe Roxana că se masturbează în cadă, iarăși, da, n-am ce să zic, n-am. Probabil dacă ar fi fost sinceră cu ea în primul rând și nu ar fi avut atât de multe de ascuns, situația ar fi fost mult mai ușoară. Cred că a fost o presiune psihologică, în primul rând, și cred că de aici și reacțiile, pentru că ea a tot ascuns lucruri, că își dorea să pară cumva la televizor și lumea să o vadă într-un fel. Pentru ea conta, știți că tot timpul amintea de susținători și de oamenii de afară, că sunt într-un fel că scrie despre ea, că sunt într-un fel că trimite pomeni sau așa mai departe. De fapt, ăsta era oful, ca oamenii de afară să o perceapă și să o vadă ca pe o sfântă, când de fapt erau niște lucruri care nu prea aducea la gradul de sfințenie. Și atunci, știind că aceste lucruri se află ușor-ușor, a reacționat. Reacția ei vis-a-vis de Paul mi se pare, nici nu știu cum să o cataloghez, dar, na, ce să vă spun, întotdeauna se află. Se află totul și dacă stăm să ne gândim, acuz că cineva te înțeapă cu anumite lucruri pe care tu le-ai povestit, dar dacă stăm să ne amintim ce ai făcut tu înainte cu alți concurenți, e chiar mai rău.